Antrenorul care a promovat-o pe FC Universitatea Craiova 1948 va pregăti o altă echipă din Liga a doua. Ovidiu Heran, prezent la Metaloglobus, a dezvăluit că Eugen Trica a condus deja primul antrenament al grupării bucureștene. În sezonul precedent, Eugen Trica s-a plimbat între viitorul Pandurii Târgu Jiu și FC Universitatea Craiova 1948. A condus deja primul antrenament, a venit, a vorbit cu băieții și a intrat în pâine, cum se zice. Să sperăm că va rămâne același nucleu de jucători și, cu câteva veniri importante, să prindem play -o obiectivul nostru, acesta este, a spus Ovidiu Hera pentru Digi Sport. Metaloglobus ar fi a opta echipă din ultimii trei ani pentru Eugen A antrenat sportul Snagov, a fece Turis, viitorul Pandurii Târgujiu și fece Universitatea Craiova de trei ori. Prima echipă din cariera de antrenor al lui Eugen Trică a fost Juventus București în anul 2013. Au mai urmat și CFR Cluj, Uta Rad și Metalul Reșița. Astfel, din următorul sezon, Eugen Trică va fi adversarul fiului său, Atanas, în vârstă de 17 ani, care a a fost împrumutată de către Universitatea Craiova la CSA Steaua, o altă formație din Liga a doua.